Foarte multe. În primul rând, asta cu deputatul cu un singur vot, iar încă ne-am obișnuit cu deputați de partide, care trebuie să răspundă plăcerilor șefilor lor și nu interesului public. Noi, și eu zic noi, încă nu o să intru singur în Parlament, ci o să fiu doar reprezentantul unui grup destul de mare de oameni. Deci vrem să facem foarte multe lucruri. Unele dintre ele sunt pe transparență. Un deputat poate să facă o mulțime de interpelări. Nu foarte mulți deputați au făcut asta. De ce? Fiindcă, bineînțeles, instituțiile statului sunt conduse tot de politicieni și tot de impostori. Sau Și poate atunci... că, sau poate că câinii latră, ursul trece, știți cum e. Adică facem interpelări și Nu, 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 nu prea, că rămânem la cu ele. parlament... Nu, 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 că nu e chiar așa simplu. Nu e ca și cum ar face o interpelare pe 544 un jurnalist, nu. E mult mai dificil să refuzi interpelarea unui parlamentar, încă te poți trezi cu o grămadă de probleme, unele dintre ele penale. Și atunci, în general, interpelările parlamentarilor, puține câte au fost, la ele s-a răspuns și s-a răspuns foarte rapid. Rolul parlamentarului e și să pună cât se poate de multă presiune asupra guvernului. Nu e să satisfacă nevoia de glorie a guvernului, cum e cazul actual, nici să se ducă în extrema cealaltă, că orice face guvernul e greșit și aia sunt niște nenorociți. Deci avem nevoie de mult mai multe voci independente. Și cred că dacă o să ajungă în Parlament, o să fie un semnal foarte dur pentru o grămadă de partide politice că au nevoie să se reformeze. Deocamdată, parlamentarii răspund direct șefilor lor și nu răspund deloc electoratului lor. E, eu, în momentul în care ajung, dacă o să ajung în Parlament, o să fiu direct răspunzător în fața câteva sute de oameni care m-au ajutat să facem Cum? campania asta. Cum Păi, veți fi răspuns? Cum veți răspunde practic în fața alegătorilor? e foarte Exceptând simplu, alegerile viitoare. pe toți îi cunosc, cu toți am lucrat, am făcut voluntariat prin tot felul de sate din Argeș sau prin Ferentari și cum să, la cât de afurisi sunt ei, cred că ar trebui să mă mut din casa mea ca, dacă n-aș face ceea ce am promis că o să fac. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.